Ăștia puteam fi noi, mă, dacă zic. Vezi, mai de treabă, mă, n-aveam nicio șansă, mă. Aveam dacă jucă... Hopa! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați venit pe Wembley, pe stadionul Wembley din Londra! Frățică Dobre și... Goșter Domozină, bun găsit, dragi microbiști! Aveam o discuție puțin mai devreme, împreună cu frățică Dobre, ne întrebam dacă într-adevăr am fi putut fi noi aici în această finală, ori cu Anglia, ori cu Italia, cu oricare, nu? Că el zice că ne-am fi descurcat, nu? Sau cum? Încerci să-ți bagi joc de mine, dar te înțeleg. Bine, eu zic că... Hopa, stai să ascultăm imnul Italiei, să nu zică lumea că huiduim, nu? Solemn, îl știu de la Formula 1, imnul ăsta. Pe vremea când mai câștiga și italienii, să știe. Imnul Angliei nu ne interesează, este o manea oricum. Vai, dar cum îți permis să vorbești așa, cum să fie o manea? Păi, la fel e bine, poți să cânti țan cu uraganul chestia asta. În fine, spuneam puțin mai devreme că puteam fi noi în finala asta și Guster Domozine zice că n-aveam nicio șansă. Hai, fi serios, cu cine să jucăm? Cu Puțanu? Cu Balaure? Cu Balaur? Că este și Balaur, și Balaure. Cu Modriș și Căldău? Hai să fim serioși. În esență, frățică Dobre, nu-ți dau dreptate, dar nici nu te contrazic total. Să spunem doar așa, ăștia puteam fi noi, dar băieților noștri le-a plăcut mai mult prin cluburi, pe la discotecă, disniotecă, nu? Ce zici? Fie cum zici tu, în fine. S-au prezentat echipele, nu mai contează, este o finală mare. Nu știu dacă știți, dar englezii se văd deja campioni de o vreme. Bine, ei sunt și foarte buni. Practic ei sunt miezul din dodoașcă. Ei au inventat fotbalul și tot cântă. E trei luni încoace numai It's coming home, it's coming home. Să vedem dacă it's coming home, dacă se întoarce fotbalul la casă. Și finala a început cu Italia la balon. Jorginho pentru Verratti, Verratti pentru Barella. Faultat grosolan acolo. Harry Kane pasează la Mount în fața Careo. Doamne, doamne, Donnarumma apără Donnarușanu. Da, mi-a plăcut cum a decurs faza asta. Practic în minutul 2 putea fi cel mai rapid gol de până acum de la Euro. După primul atac a și avut o șansă de gol. Anglia va repune din colțul careului de 100 de metri, adică din colțul terenului. Să vedem ce face Mount cu ea. Hai Mount, hai să vedem. Cam nehotărât, o centrare foarte de ampasta. Efectiv la nimeni acolo. Recuperează italienii, pleacă pe contraatac prin Barella. Să vedem Barella cât ține de minge. Hai porco, hai. Oh, n-a vrut să-i paseze, nu a știut că era în offside acolo. Opa, să vedem, nu. Recuperează Anglia prin Mount. Nu, de fapt mala Mount e minge acum. Harry Kane pleacă pe contraatac fulgerător. O pasă pentru Raheem Sterling. Dar Raheem Sterling n-a avut șansă să ajungă înaintea portarului Donnarumma. Da, cred, am impresia puțin că Anglia e prea pornită. Își consumă energia foarte mult acum la început de partidă și o va costa. Insigne în acest moment și va șuta Insigne! Ei, și uite, asta ne aduce aminte de fotbalul românesc. Practic, nu e mare diferență între campionatul nostru și finala asta sau ce-o fi. Da, Italia-Anglia. Da, practic parcă l-am văzut pe un băiat de la Clinceni cum a arătat monumental. Pentru că dacă îl întrebe, au fost foarte aproape de gol. Sigur, da, la iepuri, la braconaj. Da. Walker, Foden. Foden pentru Phillips. Pleacă Phillips. Da, am impresia că băiatul ăsta Phillips nu știe să fugă. Centrare Phillips. Este acolo Chiellini, nicio problemă, măi băieți. Recuperează Foden. Oh, Harry Kane și bară a lui. E, nu știu cine a tras acolo.
A fost Trippier cel care a tras a doua oară, nu știu cine a tras, mă rog, cine a dat bara. În fine, scorul rămâne de 0-0, sau cum ar spune ungurii, 0-0, 0-0, nu-i așa? Da, meciul acesta este transmis într-adevăr și în Ungaria și în alte 211 țări. Toată planeta practic se uită acum și speră ca Anglia să piardă acest meci, pentru că noi așa, când ești înfumurat în toată media, mass media, publicul te curentează. Ia să vedem. Barella, Immobile, nu, Berardi, dar cred că Immobile a fost în offside acolo, dar nu se dictează, probabil pentru că faza s-a oprit acolo. Phillips, din nou Phillips. Nu fuge băiatul ăsta, fugi mai tantalaule. Nu fuge, degeaba tragi ca prostul. Apără Donnarușanu. Donnarumma în orice caz este un portar care se respectă. Trebuie să fii chiar skin of the dick să iei gol de la Phillips, de la Calvin sau cum îl cheamă, Calvin Phillips cu capa. Nu cred că va marca azi, dar urmează să vedem. Probabil că îl va scoate la pauză, pentru că nu mișcă. Ia să vedem. No. Nu, nici măcar o speranță. Repunere din colțul careului de 6 metri. Iată, valuri. O, oh, da, valuri. Chiar asta ne lipsea în acest moment. Valuri, da, frățică Dobre. Valurile. O, oh, stai puțin, a fost corner. Da, se pare că mingea a fost respinsă de un italian. Ah, mă rog. Să vedem ce se întâmplă. Foden, 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 Foden. Pentru Sterling, 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 Sterling. Șutează Sterling de acolo. Cred că este corner. Nu, stați puțin. Ce se întâmplă aici, Doamne? Frățică Dobre, ai văzut ceva? Nu, nu-mi dau seama ce se... Fault. O, mă tem că a fost un hand sau un fault. Nu știu ce. E 11 metri, e penalti. E penalti. Gușter Domozin, îți vine să crezi. Pe cuvânt că nu-mi dau seama ce... Mă rog, execută Harry Kane. Din păcate, uite așa arbitrajul, da. Hop! Ia uite că s-a arătat dreptatea. Fraiere, cum ai primit penaltiul? Așa l-ai și dat. Gegu, mă! Hai să nu-i luăm în derădere. Trebuie să fim fair play și obiective aici, frățică Dobre. Nu putem să ne batem ștanga chiar așa de ei, da? În orice caz, a primit un penalti gratuit și l-a irosit, așa cum ar fi și trebuit. Foarte bine. Jorginho acum la balon, singurul brazilian din Italia, Immobile din nou la Barella, Barella, fault la Barella. Da, s-a și faultat, dar s-a și fluierat, cum s-ar spune, și primește cartonaș galben domnul Tyrone Mings. Ce zici, domnule, de chestia asta? A fost cam de galben, a venit cam din spate, nu? Da, da, da. O, ciobănească de-a dreptul. Deci, efectiv, i-a luat ghioambele, cum se spune, ghioambele, da. Dă cu spumă de ras arbitru puțin. Sperăm să-i mai rămână și pentru diseară. Vedem că are un pic de cioc așa... puțin gheiuț așa. Bun, ia să vedem. Execută Florenții. Ce va face Florenții cu această minge? Nu este un executant. A, nu, l-a chemat pe Berardi. Dar tot Florenții va executa, nu? Iată ce fentă! Oh! Dumnezeule, Doamne, Dio mio! Oh! Ce-a dat-o Berardi? Nu, Berardi a dat-o până la urmă, nu Florenții. Și, Doamne! Doamne, cum putea să vină egalarea? Știi că ai zis o prostie, este egal, este 0-0. Da, nu știu de ce, rămăsesem cu impresia că a marcat Kane. De fapt, o glumă chiar bună, cum să marcheze Anglia, îți dai seama. Ar fi chiar un paradox, să marcheze Anglia la ei acasă, pe terenul lor, de față cu publicul lor, în timp ce, iată, Italia merge prin Berardi pe aripa dreaptă, va centra Berardi, ce va face? Nu? Nu, nu, nu va centra, se întâmplă un corner acolo. Domenico Berardi! Ia uite ce bijuterie! Doamne, deci păianjenii de la colțul, de la vincul acolo s-au și trezit. Au zis, domnule, ce-i cu Berardi ăsta? Îl dăm la poliție, ne deranjează, nu se poate.
pleacă pe atac Phillips până la Kane, care a fost în offside. Da, fraier, ai fost în offside, nu te mira. Uite, uite cum... Da, sigur, sigur, a fost așa o talpă. Suficient, nu știu de ce. Ei, vezi pe jucători ăștia acum. Ce, domnule, eu? Pe cum să vedeți ce s-a întâmplat, domnul arbitru? N-a fost pe fază, în fine. Berardi, din nou, se pare că Berardi e foarte în formă. Ciro Immobile. La Ciro Immobile a fost offside, dar și ridicat arbitru, ai văzut? Da, da. Acolo, cum, domnule, n-a fost, mă laș, mă laș, n-a fost nimic, domnule. Ce? Toți sunt nevinovați, nu știu dacă ați observat. Nimeni nu recunoaște nimic. Jordan Pickford până la Mings. Domnul Kane la minge. Asta nu arată prea bine. Kane, ce pasă al lui Kane pentru Phillips, dar uite că s-a întâmplat, vezi? Deci Donnarumma a luat gol de la Mings. Ce să zic, ne bucurăm? Păi nu te-ai bucurat la gol, ce să facem acum? Vrei să te bucuri acum? Hai să ne bucurăm la reluare, ia uite. Phillips în fața porții, extraordinar! Gol! E ok, destul? Da, eu am și ieșit puțin din încăpere. În fine, deci a fost gol, dacă ați observat. Calvin Phillips... Minutul 45, Anglia intră la cabine cu un avantaj nesperat, extraordinar, nu-mi vine să cred, dar dacă ți-aduci aminte, acest plecat la cabine cu avantaj chiar înainte de pauză are și un precedent, ți-aduci aminte, nu? Sigur, cum aș putea să uit, Doamne Dumnezeule, acel meci, hopa, Harry Kane, șutează, bară! Foden direct pentru Donnarumma. Oh, Doamne. Ce vorbeam? De sfertul ăla de finală, România-Anglia, dacă ți-aduci aminte, da. Parcă, da, mă rog, acum vine pauza și ne întoarcem noi în curând, ca să nu, și discutăm după pauză, ok? Ok, ok. Italia 0, Anglia 1, pauză. Revenim. Așa, deci am revenit. Deci despre ce povesteam? Așa, de sfertul ăla de finală, Anglia-România la Euro 2000, mai ții minte? Sigur. Îmi aduc aminte când a ieșit Stelica, mi se pare că am scris Chivu atunci. Destul de devreme. A fost 1-0 pentru România și chiar înainte de pauză, cu vreo 5 minute, Anglia egalează. Și înainte să se fluiere, de finalul reprizei, cine a venit? Mai ții minte? Michael Owen, parcă a plecat pe contraatac. Stelea, nu? Stelea era în poartă. Da, da, acel, nu vă fie frică, apără Stelica, de acolo a venit, a ieșit Stelica puțin așa hazardat. Owen a dat, și-a făcut mingea elegant pe lângă el și a plecat cu 2-1 la pauză. Deci, și acum a plecat cu avantaj la pauză, dar mai ții minte ce s-a întâmplat, nu? Dorinel Munteanu, o bastârcă din 16 metri, a egalat și în ultimul minut, penalti executat de Ganea. Da, da, Ionel Ganea, care mi-aduc aminte cu plăcere cum a arătat chiar fuck-ul la tribună, tribuna unde erau fanii englezi. De bucurie după ce au marcat. Ia uitați, băieți, luați de aici. Da, da, românește așa, obștești. Cum e datina strămoșească. Le-a arătat un fuck you și totul a mers mai departe. Și a câștigat România acel meci. A mers mai departe. Dacă ți-aduci aminte. De fapt, stai, nu a fost fair de final. Am fost cu Anglia în grupă. Da. Parcă am fost, da, cu Anglia în grupă, trebuia, da, da, am fost cu Germania, Anglia și Portugalia, dacă mi-aduc aminte. Da, și am făcut parcă egal cu Portugalia, sau Portugalia ne-a bătut în ultimul minut, am făcut, nu mai știu, Germania ne-a bătut, am făcut un egal cu Portugalia și trebuia să batem, să facem 3 puncte și am bătut, ții minte? Cine ar putea uita acele vremuri, frățică Dobre, cum ieșeam cu daciile papuc prin centru. Dar să vedem această fază. Barella! Barella marchează pentru Italia! Grande, grande Italia! E,
că văd că te bucuri acum. Hai mai să mă bucur și eu cu tine. Gol! Iată ce frumos! E ok? Îți place cum mă bucur? Continuă, continuă. Șutează Barella! Doamne, ce cum a văzut această minge! Extraordinar jucător! Bravo, bravo Barella! Foarte frumos! Așa că stai așa. Este 1-1. Și Anglia, uite, băiatul ăla cu numărul 15, nu știu cine, că nu prea cunosc jucătorii, eu nu sunt, ce sunt eu, jurnalist de sport. Exact, chiar ce... este băiatul care a luat Mings, care a luat cartonașul galben puțin mai devreme. Meciul continuă și Anglia pare că a căzut în genunchi în acest moment, nu-și mai revine, uite, recuperează italienii chiar la mijloc, nici nu... Anglia parcă a cedat, nu mai vrea. Deși le amintesc că mai au 20 și ceva de minute să revină. În 20 de minute practic poate fi 4 egal dacă se pun bine pe treabă. Ia să vedem. Mingea pentru Kane nu a reușit. Immobile face un Tsukahara întoarse chiar acolo pentru Verratti. Ce va face? Va șuta Verratti? Nu va mai șuta pentru că nu apucă. Anglia se apără totuși bine. N-aș spune că atacă genial, deși iată-l pe Harry Kane. Foden! Hai să vedem ce vor face englezii cu această minge. O vor da de gard, desigur. Nu știu dacă ați observat, dar a revenit Spinazzola. Cu ț. Nu, cu doi, cu dublu z. Nu, cu ț, pe în românește așa se scrie. Spinazzola cu ț. În fine, da, a revenit. Practic este și un salut printre membrii echipei italiene. Spinazzola a înviat, adevărat a înviat, așa se salută ei, pentru că ți aduce aminte, Spinazzola a plecat accidentat. Da, s-a accidentat foarte tare în optim, a plecat acasă, a fost la Baba Vanga sau cum o cheamă pe doamna aceea respectabilă din Serbia, care a zis, maică, pune aici niște leurdă și rostopască și strece. Și se pare că i-a trecut. Spinazzola este înapoi pe gazon. Și-a dorit foarte mult să joace finala. Da, și noi ne-am dorit foarte mult să jucăm finala și iată. Dar totuși este de remarcat, știi ce e de remarcat? Nu, uimește-mă! E de remarcat faptul că, hopa! Continuă, scuză-mă! Da, e... Nu, stai totuși să vedem faza asta, că pare interesant. Hopa! Nu? Nu ne mai agităm, n-are niciun rost. Așa. E de remarcat faptul că România, nu știu dacă știi, dar România este cea mai tare echipă de la Euro. Hai, drace, cum așa? Ia, dezvoltă! Păi, până în acest match, Italia a luat un singur gol. Cu ăsta... sunt două goluri. Deci până în semifinale, Italia nu a luat gol. Primul gol l-a luat în semifinale, da? Așa. Nu, cine am zis? Anglia, de Anglia vreau să zic. Dar și Italia au luat puțin. În fine, așa. Și Italia, unul sau două. Ce vrei să spui? Nu înțeleg. Așa. România nu a luat încă niciun gol, gândește-te. Ha? Ce zici? N-acum e șmechere. Ha? Ești genial, Gușter Domozină. Mă bucur că te am alături aici pentru a comenta împreună acest meci. Pare o statistică foarte interesantă, da. Într-adevăr, hopa! 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 Nu, niciun hopa, revin. Într-adevăr, România nu a luat niciun gol, dar știi cum spunea filozoful român Confucius Poptămaș? Ca să câștigi la loto, trebuie să-ți iei un bilet măcar. Știi? A, înțeleg, bați apropo că noi n-am jucat. Dar tu ai văzut ce a fost pe terase, frățică. Dobre, practic am participat și noi. Și să nu uităm că totuși am avut un stadion cu care am contribuit și noi la acest Euro. Bine, trebuiau să fie 3 sau 4, dar guvernul Dăncilă împreună cu guvernul Ludovic, din preună cu guvernul Florin Metalistu, au făcut frumos și cumva am înfrânt de ne-am căcat pe noi. Hop! Se termină partida!
Meciul merge în prelungiri. Cine ar fi zis? O finală în prelungiri? Doamne, ce surpriză! În fine, să luăm o scurtă pauză până se hidratează băieții, fain, frumos, așa, și revenim pe Wembley. Am revenit, cum am spus, pe Wembley aici, 1-1. Meciul pe care trebuia să-l jucăm noi, dar n-am avut șansă. Da, șansă se numește ce zici tu, exact, șansă n-am avut. Bine, și un pic de știință, mă rog, bază de selecție, în fine, dar astea sunt detalii, până la urmă, nu de astea ai nevoie. Ai nevoie să te ajute Dumnezeu ca să te califici, dacă Dumnezeu e de partea ta. Ai văzut Gigi Becali câte meciuri a câștigat cu Dumnezeu? Adevărul e că Dumnezeu e un parior foarte bun. Mă gândesc dacă aș fi Dumnezeu, n-aș pune la Stanley Bed, la Super Bed, la Fortuna, la Draculacu, câte mai sunt acum. Aș pune rezultat, că Dumnezeu sigur știe cum se termină meciul ăsta. Nu cred că știe. Cum să nu știe Gușter Domozină? E Dumnezeu. Dumnezeu știe dinainte ce se întâmplă. Practic, el face jocul. Hopa! Immobile cu un șut. Dar Jordan Pickford a fost acolo. Frumos, frumos a apărat așa, cu palma, a dat-o la o parte. Dă-te, mă, de aici cu mingea ta, așa. Frumos, frumos. Schimbare în Naționala Italiei. Intră Locatelli, foarte proaspăt Locatelli. Și cred că el și execută acum, da, frumos, până la Insigne. Insigne intră în careu. Tupeiți cu mingea, Insigne! Doamne, cât noroc are Anglia cu acest Jordan Pickford. Ce părere ai? Nu știu ce să zic, nici nu a prea avut așa mult de lucru, dar nu e un portar rău, într-adevăr. Bine, Tătărușanu e mult mai bun, da? Tătărușanu, din păcate, nu joacă. Dacă i-ar fi dat o șansă, da, nu i-au dat. Asta e, ce să... da. Așa, Spinazzola, Chiellini, Locatelli, Jorginho pentru Locatelli. Locatelli se vede că e proaspăt. Spinazzola, hai, luptă Spinazzola cu ță. Insigne, nu, Insigne nu așa trebuia să forțeze intrarea, dar hop, iată, e pauză. Nu e așa? E pauză. Mai avem o singură repriză, iată-l pe Donnarumma. Mai avem o singură repriză de prelungiri. 15 minute, ne despart de un oarecare rezultat. Să vedem dacă se va stabili acum sau poate la penaltiuri. Dacă avem noroc, se mai vinde niște bere pe la terasă. Mai facem o vânzare, mai un popcorn, o pungă de chipsuri la domnul aici. Hopa, Castrovilli! Dar Castrovilli e jucător de duminică, se vede că nu prea are cu ce să se laude. E jucător bun dacă l-a chemat la națională, totuși, dar să vedem englezii ce fac prin Kane. Kane e foarte individualist, asta ai observat și acum. Dacă ar fi pasat, avea toate șansele să marcheze, dar Kane vrea el să dea toate golurile la campionatul ăsta și i-aș spune, bă băiatule, nu așa merge, e o muncă de echipă, știi? Cum a zis domnul Ludovic, că el se compare, el e ca și Cristiano Ronaldo, dacă a plecat de la Real Madrid, care e partidul lui, vezi, Doamne, care e guvernarea, el a plecat și nu mai joacă așa de bine, de aia e nașpa guvernarea asta. Opa! Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? A fost foul? Nu știu, mi s-a păcut, ruca a zburat așa. Jude Bellingham. Stai puțin să vedem reluarea. Nu mă pronunț până nu, ia să vedem. A intrat din spate. Ai observat? Ce? A intrat din spate și a picat în față. N-a fost simulare? No! No! Insigne! Shoot, Insigne! Jordan Pickford este la latorie. Și îmi place cum să iau, să-l vedeți cum s-a bucurat. Uite aici, apără. După care, este, bă, bine, bă, hai să luptăm, așa, în reluare, frumos, frumos, în orice caz, a apărat frumos.
Minutul 117, execută Locatelli din colțul terenului. Mai sunt 3 minute până aflăm dacă se ajunge la penaltiuri sau nu. Insigne va încerca o centrare, nu, va încerca să o piardă. Recuperează Locatelli, Insigne, corner! Of, Doamne, Insigne, la ce te-ai gândit? Da, e nemulțumit el, sigur, ia uite. A, nu e corner! Nu, nu, a fost offside. Noroc cu VAR-ul, care... La VAR, cei mai mulți români din Anglia sunt la VAR. Adică lucrează cu VAR-ul, bidineaua, da, și, mă rog, în construcții. Rashford, Marcus Rashford. Oh, ce dribling a... Nu, nu înțeleg ce a făcut. Trebuia să tragă la poartă. Parcă a făcut blat. Toată lumea are impresia că acest campionat, ai auzit și tu, Guște Domozine, e măsluit în favoarea Angliei. Am auzit această teorie, dar uite că oricât, și dacă ar fi adevărat, hopa, ce a încercat Anglia în ultimul minut de joc, s-a trecut de prelungiri cu un minut, era să dea lovitura. Ce voiam să spun, frățică Dobre, este că oricât ai vrea să măsluiești, chiar și dacă a fost măsluit, trebuie să și știi, nu numai să-ți placă. Penaltiuri! 1-1 Italia-Anglia. S-a ajuns la penaltiuri. Inevitabilul se întâmplă. Să vedem cine execută primii. Italia. Jorginho. Hai să vedem. O, câtă tensiune, câtă tensiune. Marchează Jorginho. Este 1-0 pentru Italia. Kane. Marchează 1-1 pentru Anglia. Immobile. Câtă tensiune, Doamne! Marchează Immobile! Pickford n-a avut nicio șansă. Sterling! Apără Donnarumma! Doamne, cât de inspirat a fost! Berardi, să vedem! Pickford, simt că o va apăra pe asta. Hopa! Gol! Gol! 3-1, Trippier! Apără Donnarumma! Și aceasta este lovitura decisivă. Florenții, dacă ne auzi, să-ți dea Dumnezeu sănătate și la mămică ta și măicuța sfântă. Florenții! Regina Europei se numește Italia! Grande Italia! Ce, să mă mai bucur, nu? Eu zic că e ok, stai să mă bucur și eu. Da, wow, ce gol! Ok, Italia, super! Bine! Vă mulțumim pentru atenție! Ne vedem la următorul Euro, dragi români, unde precis vom participa și noi și vom bate în finală! La revedere plăcută! Bună ziua!